Cum contribui dumneavoastră în problemele legale de mediu? În primul rând dau sfaturi și în al doilea rând aplic. Claudia, reprezint școala numărul 116 la concursul Ecofan și aș dori să-mi răspundeți la câteva întrebări. Ce sfaturi aveți pentru semenii noștri în vederea protejării mediului? În primul rând să nu mai aruncăm gunoaie pe jos pentru că dăunează mediului și în al doilea rând să încercăm să consumăm cât mai puțin electricitate. Mulțumesc! Bună ziua, mă numesc Nița Ana Maria, reprezint școala numărul 116 la concursul Ecofan și aș dori să-mi răspundeți la câteva întrebări. Ați plantat vreodată un copac? Sincer, da, la mine la școală. La concursul Ecofan aș dori să-mi răspundeți la câteva întrebări. Care este contribuția dumneavoastră pentru a proteja mediul? Contribuția mea pentru a proteja mediul? Pot să-ți spun că este activitatea în care mă implic cu mare drag prin promovarea elevilor la diferite concursuri și activități, dar din acestea să nu rămâne numai vorbele, dar și faptele, mesajul, să ajungă la sufletul lor și cândva peste ani să se gândească că le va fi bine dacă vor aplica ceea ce au făcut cu multă plăcere. Credeți că suntem suficienți de educați în acest sens? Voi sunteți, adulții mai puțin. Voi copiii, voi echipa cea de aici, sunteți mai mult decât educați. Faptul că aveți această activitate, că ați luat această inițiativă.